La întorsura Buzăului, județul Covasna, se desfășoară campania de colectare de haine și alte bunuri, numită Împarte din suflet. Acțiunea a fost începută de doi tineri cu inițiativă care au reușit în doar câteva zile să motiveze oamenii încât să se strângă deja 3 saci cu haine. Bunurile vor ajunge la familii nevoiașe din zona întorsurii Buzăului. Campania de colectare se va încheia duminică pe 6 martie. Scopul nostru este să îi ajutăm pe cei în nevoie, hainele, dar și celelalte bunuri care ajung la noi, spre exemplu, cărți, jucării și așa mai departe, vor fi duse la oameni care au nevoie de ele, a precizat un tânăr pentru covasnamedia.ro. Ideea organizării unei astfel de campanii i-a venit tinerei din întorsura Buzăului, în momentul în care a aruncat o privire în propriul dulap. Am văzut că am foarte multe lucruri pe care nu le-am purtat niciodată sau foarte puțin. Apoi am vorbit cu Mircea, prietenul meu, și am ajuns la concluzia că amândoi avem lucruri pe care le putem dona. După aceea ne-am gândit că dacă suntem doi, cu siguranță, la întorsura Buzăului vor fi mai mulți care pot să doneze diverse lucruri.